Jean de la Fontaine, negustorul, nobilul, ciobanul și fiul de rege. Au fost odată patru oameni căutători de țărmuri noi, un negustor, un nobil mare, un ciobănaș și un fiu de rege. Zvârliți de nu știu ce furtună pe litoral, scăpară goi și, cum erau lihniți, porniră în lume, cerșetori în lege. Deși veneau din unghiuri felurite, mânia ursitoarelor cumplite pe țărm străin pe toți i-a adunat. La primul puț au stat să țină sfat. Cumplițul le vorbea ca după carte, pierzându-se în tânguiri de șarte, ciobanul spuse că, uitând pățania, să-și dea tu spatru repede strădania să facă rost de cele necesare. Jelania nu-i bună de mâncare. La muncă, deci, și ajungem iar departe. Așa vorbi ciobanul fără carte, când mulți spunând ciobani pricep zevzec, puțin mai dezghețat ca un berbec, și cred că au de minte doar regii în lume parte. De data asta, ce puteau să spună? Găsiră că părerea lui e bună. Firește, negustorul, ca orice negustor, știind doar cum se scade și se adună, avea să dea în oraș copiilor atâtea lecții cu atât pe lună. Și prințul, care atâta se pricepe cu lecții de politică, va începe, iar nobilul, în steme mare as, dă lecții de blazon cu atât pe ceas. Credeau că băștinașii pe loc se șimbulzesc să afle ce-i blazonul în graiul păsăresc. Ciobanul, ascultându-i, ceru cuvântul iarăși. Ce minunat grăiți, iubiții mei tovarăși, dar aș dori acum să vă mai spun eu una. 30 sau 31 de zile are luna și până se împlinește e lungă așteptarea. Păi cum rămânem, frate, o lună cu mâncarea? Frumoasă e nădejdea ce toți îmi dați cu școala, dar până atunci ce facem? Lungește-mi, Doamne, boala! Cu știința dumneavoastră ne stă căruța în drum și eu mă sting de foame cu zile de pe acum. Hei, nu-i nimic, pun mâna eu la treabă și am să scot la capăt mai degrabă. Zis și făcut. Se duce să strângă crengi de pin, le cară și le vinde la târg cu bani pe șin și cumpără din târg ceva merinde, din tot ce trebuia câte puțin. Pățania aceasta pe nimeni nu surprinde. Nu trebuie pricepere prea mare să-și facă muritorul un rost pentru mâncare. Natura chipzuită ne-a dat ca ajutor o mână pururi gata de muncă tuturor.